Discuții aprinse la Parlament. Deputații s-au certat pe marginea proiectului care prevede modificarea codului electoral. Opoziția susține că documentul este elaborat după placul socialiștilor, pe când reprezentanții PSRM susțin că modificările au fost propuse de către Comisia Electorală Centrală. Printre modificări se numără reducerea zilei de vot cu 2 ore, adică de la 8 până la 20, subiectul care a fost mărul discordiei. Dimineața tare pleacă la vot acei oameni care lucrează de la ora 8, seara tot așa. Deci de regulă vin tinerii. Deci noi am impresia că prin reducerea cu 2 ore a numărului de organizare a timpului, cer scuză, deci eu am impresia că noi vom ajunge că un procent din oameni pur și simplu nu vor ajunge la secția de votare. În decurs de 12 ore să mă credeți acel cetățean care dorește cu adevărat să participe în cadrul unui scrutin electoral, el poate să facă în conjurul lumii, să aterizeze în aeroportul internațional Chișinău, și după aceasta, inclusiv, să vină la secția de votare să-și exprime votul. Opoziția a propus ca cel puțin pentru diasporă alegerile să fie organizate 2 zile. Socialistul Vasile Bolea a menționat că acest lucru va duce la majorarea cheltuielilor și ar putea afecta securitatea scrutinului. Gândit am mai stat, parlament, guvern, nu poate rezolva niște simple întrebări, să gileze boxele cele cu buletinele de vot, să le pui într-un safeu și să fie în siguranță? Autorii au mai propus ca anume CEC-ul să decidă excluderea din campanie a concurenților care încalcă legea și nu instanța de judecată, cum este în prezent. Și această prevedere a indignat deputații din opoziție. Explicați oamenilor de ce organul electoral controlat, constituit de către partide politice, sau inclusiv de partide politice, este în măsură să decidă excluderea din cursa electorală. Caracterul liber și onest a alegerilor este a priori afectat în situația... Ca să nu ne pomenim pe viitor că cineva în cadrul alegerilor să treșeze, inclusiv din punct de vedere financiar, să admită mai multe încălcări, ca și sancțiune fiind excluderea din cursă. Deci noi ajustăm prevederile codului electoral la prevederile codului administrativ. Vasile Bolea a fost apărat de colegul său, Vlad Batrâncea. Domnul Bolea nu este autor, așa cum nu sunt deputații. Acei care au elaborat aceste propuneri este Comisia Electorală Centrală, care astăzi o conduce persoana care a fost înaintată de colegii noștri din PAS. În replică, opoziția a menționat că proiectul privind modificarea codului electoral înainte de alegerile prezidențiale din toamnă îi favorizează pe socialiști. Un proiect important, un proiect care dumneavoastră ați menționat că vine să ajusteze anumite prevederi legale, dar mai degrabă ajustează la mofturile propriului dumneavoastră partid. Noi iar am început cu stângul un proiect foarte important. Deci eu deja am creat impresia că noi aici consens nu o să avem dacă o să continuăm în maniera asta. Dar Șara răspunde la întrebări, bine și-a adresat întrebări. Și corectitudine nu o să avem în alegerile. Eu asta am impresia. În document mai sunt prevăzute și sancțiuni pentru implicarea cultelor religioase și a organizațiilor de binefacere în campania electorală. Proiectul votat în prima lectură urmează să fie aprobat și în cea de-a doua. Modificările vor intra în vigoare odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial.